Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. După câteva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. El n-a voie și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic, afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voie să se culce cu ea. Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu era acolo nici unul din oamenii casei, el a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis, vedeți, ne-a dus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare. Și când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și-a pus haina lui Iosif lângă ea, până s-a întors acasă stăpânul lui. Atunci i-a vorbit astfel, robul acela evreu pe care mi l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și cum a ridicat glasul și-am țipat și-a lăsat haina lângă mine și-a fugit afară. După ce au zis cuvintele nevestei sale care zicea, iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițați împăratului și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Amin. Vă rog să vă așezați. Mesajul pe care în această seară doresc să vi-l împărtășesc l-am intitulat Un tânăr moral într-o lume imorală. Un tânăr moral într-o lume imorală. În această seară vă invit să priviți alături de mine în Sfintele Scripturi și să învățăm câteva aspecte și anume. Momeala imoralității, presiunea imoralității, dependența imoralității, gravitatea imoralității și în cele din urmă biruirea imoralității. Mă rog ca Dumnezeu pe fiecare dintre noi să ne facă în această viață oameni care să trăim moral, potrivit voii lui Dumnezeu, tineri și tinere, care să trăim în așa fel încât să-L cinstim, să-L onorăm pe Dumnezeu, să trăim o viață frumoasă în ochii lui Dumnezeu și în ochii celor de lângă noi. Există o specie deosebită de ciuperci numită Amatida phalloides. Se spune că această specie de ciuperci este deosebită prin următorul fapt. Este foarte plăcută la gust. Atunci când omul mănâncă ciupercile respective, are o senzație deosebită. Îi plac tare mult. Sunt printre cele mai bune ciuperci. Numai că aceste ciuperci sunt și cele mai otrovitoare ciuperci de pe fața pământului. Însă nu-l omoră pe om pe loc. Otrava aceasta se infiltrează în trupul omului într-un mod foarte lent și provoacă moartea într-un mod dramatic. E foarte bun la gust, pătrunde lent, dar atunci când omul își dă seama că este otrăvit de acele ciuperci, de cele mai multe ori nu se mai poate face nimic, pentru că această otravă este letală. Cam așa este și cu păcatul acestei lumi, cu imoralitatea. Este plăcută imoralitatea, este de dorit. Toți oamenii își doresc, au tendința aceasta în firea lor naturală să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu prin păcatul acesta al imoralității. Numai că potrivit Sfintelor Scripturi, preiubiții mei tineri, acest păcat al imoralității este o travă cumplită. O travă aceasta a imoralității distruge părtășia cu Dumnezeu. Distruge integritatea unui tânăr. Îl îndepărtează pe Dumnezeu și îi ruinează spiritualitatea, mântuirea. Mă rog ca în această vreme, pe fiecare dintre noi Dumnezeu să ne facă oameni morali. Și mă rog să ne ajute Domnul să fim împotriva curentului, împotriva felului de viață acestei lumi. De ce, preiubiții mei, haideți să vedem în primul rând care este momeala imoralității. Așadar, momeala imoralității în primul rând. În versetul 6, cuvântul spune în felul următor. Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Iar versetul 7 ne spune că după câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. Iosif este un tânăr frumos. Este frumos la statură și plăcut la chip. Și mă întreb, preiubiții mei, în seara aceasta, dacă acest om de stat, acest general, și-a dorit ca în casa lui să fie un rob frumos, n-a avut nevoie de orice fel de rob, ci unul care să arate bine. Unul care să arate bine din punct de vedere fizic și unul care să arate bine la față. Vă întreb, preiubiții mei, oare când tânărul acesta s-a căsătorit, că a avut și el o vreme când s-a căsătorit, oare și-a luat pe oricine de nevastă? Dacă a avut această pretenție, ca un rob în casa lui să fie frumos. Oare soția lui cum o fi fost? Cu siguranță o fi fost frumoasă. Și cel rău îi aduce în cale lui Iosif această femeie, ușuratică, frumoasă, dar o femeie fără moravuri sfinte. O femeie de moravuri ușoare. Frumusețea aceasta pe care diavolul i-o flutură înaintea ochilor lui Iosif
este adus înainte ochilor lui pentru a-l momi, pentru a-l atrage. Însă ușurătatea acestei femei își are scopul de a-l distruge pe Iosif. Preaiubiții mei tineri, niciodată diavolul nu va duce în calea noastră persoane urâte. Niciodată. De fapt, nu sunt oameni urâți. Dar niciodată, dacă îți plac anumite lucruri, diavolul nu îți va duce lucrurile cele mai proaste în cale. Ci de fiecare dată îți va duce în cale momeala cea mai potrivită în ochii lui pentru a te distruge. Va flutura înaintea ta diferite momente, diferite ispite ca să te atragă, să te momească. Și în momentul în care ai mușcat ispita, te ruinezi singur. Astfel poate diavolul să aducă înaintea ta o anumită fată care este îmbrăcată nepotrivit. Mergi pe stradă și vezi că de una că nu-i ajunge rochia. Probabil nu fi avut bani, e criză. Și rochia e de o palmă sau două. Mergi pe stradă și îl vezi pe câte unul care nu-și mai încape în tricou, în maieu. Probabil că o fi băgat mult steroizi în el și acum vrea să arate și el că este vară, să se vadă cu o tras un an de zile la fiară. Întotdeauna diavolul aduce persoanele cele mai atractive în calea ta și în calea mea. Pentru că diavolul nu este prost să aducă pe cineva care să nu-ți atragă atenția. Diavolul de fiecare dată când vrea să-l numească pe un om, îi aduce în față pe cineva care chiar să-l tenteze, să-l ispitească. Femeia aceasta cu siguranță era o femeie frumoasă. Probabil era și o femeie deșteaptă, că nu și-a luat un mare general pe oricine. Și întotdeauna așa lucrează diavolul. Va duce înaintea ta o persoană care ți este tentantă. Poate o colegă de la școală, de la facultate, poate o colegă sau un coleg de la locul de muncă. Întotdeauna diavolul va avea acest fel de a gândi, acest fel de a proceda. Să se aducă înainte o persoană prin care să te determine să te distrugă. Ești căsătorit. Și nu știu cum se face că întotdeauna ai de a face cu persoane de sex opus care poate nu se poartă tocmai potrivit în relație cu tine. Nu te întreba niciodată oare care este motivația? Poate arată bine băiatul acela, fata aceea, femeia aceea, soțul acela. Arată bine, se poartă frumos, foarte elegant, foarte pedant. Este extraordinar, mai extraordinar decât soțul sau soția. Dar nu te întrebi oare cine este în spatele acelui comportament? Nu cumva este diavolul care vrea să te distrugă. Să-ți distrugă tinerețea, să-ți distrugă căsnicia, să-ți distrugă spiritualitatea și mântuirea? Întotdeauna diavolul va duce înaintea ta persoane frumoase. Persoane care să te ispitească, să te atragă. Este așa de important să fii un om cu minte, un om înțelept. Așteaptă binecuvântarea lui Dumnezeu și nu mușca diferite momente pe care ți le aduce cel rău în cale. Solomon, un om care spre sfârșitul vieții lui a pătimit de pe urma neascultării de Dumnezeu, spune în Proverbe, capitolul 6, versetul 25, nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa demenit de pleoapele ei. Nu te lăsa demenit de pleoapele ei, nu pofti în inima ta, nu-l pofti în inima ta pentru frumusețea lui. Pentru că dacă este o persoană neserioasă, frumusețea aceea îți va fi de letală, te va distruge, te va ruina. Ai un prieten. Ești tânăr, ești tânără și ai un prieten sau o prietenă. Ai gânduri frumoase, iubești persoana aceea, este fata cea mai extraordinară pe care ai cunoscut-o, băiatul cel mai extraordinar pe care l-ai cunoscut. Și diavolul va veni și te va ispiti să-ți permiți mai multe în relația aceea. Să-ți permiți mai multe, pentru că oricum vă iubiți, pentru că oricum vă înțelegeți, pentru că oricum este voia Domnului pentru voi. Fratele meu și sora mea, Liviu Rebreanu are dreptate când spune următoarele cuvinte, sentimentele adevărate trebuie să reziste oricărei ispite. Sentimentele adevărate trebuie să reziste oricărei ispite. Așteaptă binecuvântarea lui Dumnezeu. Așteaptă până la căsătorie și vei vedea ce binecuvântări îți va da Dumnezeu. Câtă împlinire, câtă armonie, câtă fericire îți va da Dumnezeu și mă rog Dumnezeu să binecuvânteze căsniciile voastre, căsniciile noastre. Așadar, momeala imoralității. În al doilea rând, presiunea imoralității. Presiunea imoralității. În versetul 10, cuvântul spune că ea vorbea în toate zilele lui Iosif. Femeia aceasta n-a venit la Iosif și i-a spus odată, auzi Iosif, tu ești băiat frumos, eu sunt femeie frumoasă. Soțul meu este plecat de acasă, uite, aș vrea să te culci cu mine. Spune Cartea Sfântă că femeia aceasta zi de zi persevera în acest obicei rău, în aceste cuvinte murdare pe care le adresează acestui tânăr. Iosif era un tânăr de o vârstă cu noi în seara aceasta, care suntem aici. Dar omul acesta înțelege cât este de important să nu cedeze presiunii ispitelor. Ispitele vor veni la tot pasul, în viața ta și în viața mea. Dar este așa de important să veghem, să nu ne lăsăm înduplecați de ispite. Stai acasă și te uiți la televizor, te uiți la un film frumos. Și butonezi te recomandă. Și dintr-o dată ajungi la anumite imagini care nu sunt tocmai potrivite. Pentru că ți le aduce diavolul în cale. Intri, cauți un anumit subiect pe internet. Trebuie să faci un referat, un eseu la școală. Nu vi se întâmplă că se deschid anumite fișiere nepotrivite? Îți dau anumite reclame? Cauți o informație foarte serioasă și dintr-o dată vezi o anumită imagine, o anumită reclamă. Diavolul ți le aduce în cale.
Ai mers frumos la biserică, chiar ai inima bună, te-ai rugat, Domnule, Doamne, vreau în această zi să mă bucur în prezența Ta, vreau să cânt, vreau să mă rog, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Și așa ți aduce diavolul prin față un băiat sau o fată îmbrăcați mai puțin decent. Și te presează imaginea aceea, dacă nu ești un om vegheator. Mergi pe centru și întâlnești anumite persoane îmbrăcate mai puțin decent. Persoanele toate acestea te vor marca, într-un fel sau altul. Asculți o muzică. Mergi cu cineva cu mașina și persoanele respective îi plac tare mult manelele sau nu știu care gen de muzică. Și poate sunt versuri porcoase, versuri murdare. Dar ce să faci? Nu-i poți spune acum, te rog frumos, oprește. Dar muzica aceea îți va bubui toată noaptea în cap. Toată ziua îți va bubui muzica aceea în cap și te tentează, te presează. Previții mei, imoralitatea îl presează pe om. Mergi să cumperi un ziar. Care sunt primele imagini pe care le vezi atunci când mergi la un chioș de ziare? Nu cumva aveți diferite reviste, diferite imagini nepotrivite și le pun frumos în vitrină, să le vadă toată lumea. Deschizi un ziar și cele mai vândute ziare se spune că sunt cele mai murdare și cele mai scandaloase. Lumea în care noi trăim este o lume care te presează, mă presează, ne bombardează cu imoralitate. Dar în această lume este foarte important în această vreme noi să fim tineri morali, oameni în care Dumnezeu să-și găsească toată plăcerea. Și pentru aceasta este imperios necesar să fim oameni vegheatori. Un scriitor român pe nume Nicolae Steinhardt spune în felul următor. Un creștin trebuie să fie mereu atent la ispite. Iar Apostolul Petru ne spune în 1 Petru, capitolul 5, versetul 8. Fraților, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu, ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Dacă în seara aceasta am fi convins și am ști că este chiar așa. În jurul nostru sunt mii de lei. Care dintre noi s-a liniștit aici? Domnul să fie lăudat că nu-i niciunul. Dar care dintre noi ar sta liniștit? Nu tot timpul ai fi pe fază să vezi să nu cumva să se apropie de tine? Dar în această seară, cel care este pe urmele noastre și în fiecare zi, este diavolul. El este mai vechean decât oricare alt leu. Stă la pândă ca un leu care răgnește, spre Cartea Sfântă. Și caută să te distrugă, să mă distrugă. În fiecare zi va duce înainte, dar și va duce înainte mea tot felul de lucruri murdare. Ca să-mi pângărească ochii, să-ți murdărească ochii, să-ți murdărească mintea, să nu te mai poți ruga, să nu mai poți să ridici mâini curate spre Dumnezeu, spre ceruri. Să fii în tabără unul legat, care să nu te bucuri în prezența lui Dumnezeu. Pentru că diavolul va duce tot felul de momente înaintea ta și va persevera în acest lucru. Fii vegheator. Nu lăsa pe cel rău să-ți distrugă tinerețea. Nu lăsa pe cel rău să-ți distrugă familia. Nu lăsa pe cel rău să-ți distrugă viitorul. Ascultă-L pe Dumnezeu și Dumnezeu te va binecuvânta. Păzește-te, fii vegheator, pentru că potrivnicul tău vrea să te distrugă. Va căuta momentul în care vei fi cel mai slab, cel mai decăzut, când nu vei avea nici chef de rugăciune, nici de post, nici să vii la biserică și atunci te va lovi. Și Doamne, e rău în momentele acelea grele să-ți aducă diavolul în minte tot felul de lucruri murdare. Și atunci te trântește la pământ. Și te uiți la tine și ți-e rușine. Și te uiți la tine și spui, dar cum se poate una ca asta? Că îl iubesc pe Domnul. Și de ce, preiubiții mei? Pentru că diavolul aduce în fața noastră tot felul de momente. Și face presiune după presiune ca să ne distrugă viața. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim oameni vegheatori. Apoi, în al treilea rând, preiubiții mei, imoralitatea produce dependență. Deci, haideți să vedem dependența imoralității. În versetul 11, cuvântul ne spune că într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucru și când nu era acolo niciunul dintre oamenii casei, el a apucat de haină pe Iosif și i-a zis, culcă-te cu mine. Cel mai de seamă istoric evreu pe nume Iosif Flavius ne spune că momentul acesta a fost atent plănuit de soția lui Potifar. Era o sărbătoare populară. Trebuiau să meargă toți oamenii importanți și nu numai ei, ci și cei din casele lor. Potifar merge la această sărbătoare importantă. Era de obligația lui să participe la această sărbătoare populară. Cei din casa lor merg la această sărbătoare populară. Trebuia să meargă și soția lui Potifar. Dar spune Iosif Flavius că femeia aceasta ușuratică i-a spus soțului său, sunt foarte bolnavă, nu mă pot ridica de pe pat. N-aș vrea să pățesc anumite lucruri pe acolo, vreau să stau acasă să-mi revin. Nu pot să mă duc, sunt atât de bolnavă încât nu mă pot ridica de pe pat. A plănuit cu mare atenție toată această chestie, tot acest scenariu. Și a așteptat momentul în care bărbatul ei să fie plecat de acasă. A așteptat momentul în care cei din casa lor, slujitorilor, prietenilor, cei care veneau la ei să fie toți plecați, să rămână doar ea cu Iosif, să nu fie nimeni prin casă. Și în momentul acela, femeia aceasta a venit la Iosif și a spus, auzi, culcă-te cu mine. Chiar l-a apucat de haină. Femeia aceasta a început să fie dependentă de păcatul imoralității. A săvârșit imoralitatea mai întâi la nivelul minții.
în raport cu Iosif, poate și în raport cu alte persoane. Dar de data aceasta ea vrea să ducă ceea ce trăiește la nivelul minții, la nivelul faptei. Femeia aceasta este dependentă de imoralitate. Trăim o vreme în care diavolul încearcă să-i facă pe oameni dependenți de imoralitate. Diavolul se mulțumește la început dacă îți flutură înaintea ochilor o revistă murdară, un site murdar, un film murdar. Este suficient. Peste un anumit timp, dinoțile va duce înaintea ochilor. Peste un anumit timp, dinoțile va flutura înaintea ochilor. Și rând pe rând, lucrurile acestea se desfășoară. Și numai dintr-o dată te vezi că ești legat și nu te mai poți nici cum dezlega. Ai vrea să nu te mai uiți la lucrurile cele murdare, ți-e rușine. Ai vrea să te scapi de ele și parcă nu mai poți. Te mustră cugetul și în același timp parcă nu mai poți. Ești ca bețivul acela care tremură când are sticla în fața. Nu poate să nu bea. Așa face diavolul și cu păcatul acesta al imoralității. Femeia aceasta a fost robită de păcatul imoralității. Și orice dependență, prea iubiții mei, este un mare rău. Psihologul elvețian Carl Gustav Jung spune în felul următor. Orice formă de dependență este rea. Ma tragedia este că nu poți să ieși din dependență. Când te prinde păcatul imoralității, că ești fată, că ești beat, nu poți să ieși din acest păcat prin propriile tale puteri. Dar este unul în seara aceasta aici. Numele Lui este Iisus Hristos, Domnul. Și El poate să te elibereze dacă ai ajuns în această stare. El are putere, slăvit să fie numele. Și în această seară spune, cheamă-mă în ziua necazului și ce poate fi mai dureros? Ce necaz poate fi mai mare decât să fii un om dependent de imoralitate? Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dacă în această seară te uiți la tine și ești dependent, nu știu care este frământarea din inima ta, tu te știi așa de bine, fiecare ne cunoaștem așa de bine pe noi înșine. Dacă sunt anumite filme, anumite site-uri, anumite reviste, anumite patimi, nu poți să treci pe lângă o femeie fără să te uiți după ea. Nu poți să treci pe lângă un bărbat fără să te uiți după el. Și știi că nu-i bine lucrul acesta. În această seară este în mijlocul nostru unul care te poate elibera. Unul care poate să dea eliberare. Să trăim în așa fel fiecare dintre noi, încât să fim oameni după inima lui Dumnezeu. Oameni duhovnicești. Mă rog ca Dumnezeu să dea eliberare de dependența aceasta a imoralității. În al patrulea rând, prea iubiții mei, hai să vedem care este gravitatea imoralității. Gravitatea imoralității. În versetul 9, cuvântul ne spune că Iosif i-a zis acestei femei, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Și pentru că ales să nu fac acest rău atât de mare și să nu păcătuiască împotriva lui Dumnezeu, în versetul 21, cuvântul ne spune că Domnul a fost cu Iosif. Atunci când alegi să nu păcătuiești împotriva Domnului, când refuzi păcatul imoralității, se întâmplă ceva deosebit. Ai parte de o mare binecuvântare. Cea mai mare binecuvântare, Domnul este cu tine. Asta e cea mai mare binecuvântare. Nu este binecuvântare mai mare decât să-L ai pe Domnul cu tine. Dar ce se întâmplă când cedezi în fața acestui păcat? Când cedezi în fața păcatului imoralității? Ai parte de cea mai mare tragedie. Domnul te părăsește. Domnul te înstrăinează. Nu așa că atunci când auzim despre un accident dramatic, cineva și-a nenorocit mașina. O mașină pe care a câștigat-o cu greu, a muncit mult pentru ea și a nenorocit-o și uneori spunem cum ne-a încercat Domnul sau ce pedeapsă a venit peste noi. Dar nu este cea mai mare problemă, cea mai mare pedeapsă sau cel mai mare necaz, cea mai mare încercare cât s-a făcut zdrum o mașină. Ești bolnav și spunem noi, uite ce încercat este. Nu este cea mai mare problemă. Ai probleme în viața de familie, ai probleme la școală, la facultate, la locul tău de muncă, ai probleme peste probleme. Dar nu acestea sunt cele mai mari probleme, cel mai mare necaz. Cel mai mare necaz, preiubiții mei, este să ne părăsească Dumnezeu. Asta e cel mai mare necaz. Și atunci când omul alege imoralitatea, fie la nivelul ochilor, fie la nivelul minții, fie la nivelul faptei, se întâmplă ceva dramatic. Treptat Dumnezeu îl părăsește. Treptat Dumnezeu își retrage Duhului cel Sfânt de la el. David a păcătuit cu Batșeba. Și atunci când stă înaintea lui Dumnezeu și își recunoaște fără de lege, spune-mi Psalmul 51. Împotriva ta, Doamne, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Și apoi spune, auzi, Doamne, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Ăsta era pericolul care îl păștea pe David. Să-l părăsească Dumnezeu, să ia Dumnezeu de la el Duhul lui cel Sfânt. Pentru că David a dat curs imoralității în viața lui. David a fost un om care s-a pocăit de păcatul lui. Mă rog, dacă ai căzut în păcatul acesta, Dumnezeu să te ierte și să-ți dea putere să te pocăiești. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim oameni curați înaintea Lui. Nu uita acest adevăr, Dumnezeu. Gravitatea imoralității constă în faptul că Dumnezeu te părăsește. Dumnezeu să fie cu noi în fiecare zi. Ne spune Biblia că Samson a iubit o femeie în Valea Sorec. Ea se numea Dalila. Și într-o zi, conducătorii, împărații poporului filistean,
Au venit la Dalila și i-au spus, îți vom da foarte mulți bani, mă, te rugăm tare mult, află de unde vine puterea cea mare. Ce ar trebui să facem ca să-l biruim, să-l distrugem? Și Dalila, pe care Samson o iubește tare mult, spune Scriptura, și își deschide toată inima față de ea, este cel mai mare dușman al lui. Și îi spune, auzi, Samsoane, spune-mi de unde îți vine ție puterea cea mare. Și Samson îi spune, auzi, draga mea, puterea cea mare îmi vine pentru că mi-a dat-o Dumnezeu. Dar dacă vrei să știi cum aș putea să rămân fără ea, ia niște funii puternice, niște funii noi. Și leagă în brațele, să vezi cum slăbește, sunt ca oricare alt om. Și femeia aceasta și Samson, în neștirea și în înțelepciunea lui, în starea lui de letargie spirituală, înstrăinându-se treptat de Dumnezeu, nu-și dă seama în ce cursă se bagă. Și Dalila leagă cu funiile acelea. Cheamă niște oameni și îi pune la pândă într-o din încăperile casei ei. Și Samson doarme și spune, Samsoane, filisteii sunt asupra ta. Și Samson se ridică, se scutură și funile se rup de pe el. Și el spune, da, auzi, dragul meu, tu din nou îți bagi joc de mine. Dar ce bărbat ești tu? Cum spui tu că mă iubești? Uite, mă tot minți. Și Samson îi spune, dacă aș fi legat cu 7 funii noi, care să nu fi fost folosite pentru nimeni, dintr-o dată m-ar slăbi puterile. Și din nou femeia aceasta, pe care el o iubește și față de care își deschide toată inima mai târziu, leagă cu acele funii noi și îi spune, Samsone, filisteii sunt asupra ta. Și Samson se scutură și din nou funile acelea se rup de pe el. Și spune, da, auzi, cum poți tu să spui că mă iubești? Dacă mă iubi, oare nu mi-ai spune tu ce ar trebui să-ți facă să mai fii puternic? Adică ce ar trebui să facă să te distrug, să te ruinez? N-ai fi tu dispus să-mi spui? Și Samson îi spune, dacă mi-ai legat firele de păr, acele șuvițe pe care le am în pământ, cu siguranță aș fi fără putere. Și leagă cu părul de pământ. Și la un moment dat strigă asupra lui, când doarme el bine, Samson, filisteii sunt asupra ta. Și dintr-o dată se scutură și scoate cuiul acela de lemn din pământ. Și spune, auzi, dar cum poți spune tu că mă iubești? Uite, de 3 ori ți-ai bătut joc de mine. Și îl chinuia și îl necăja în fiecare zi. Și spune Biblia că la un moment dat sufletul lui a avut chinuri ca de moarte. Și își deschide toată inima și spune, eu sunt închinat Domnului din pântecele mamei mele. Niciodată briciul n-a trecut peste capul meu. Niciodată n-am fost uns, pentru că părul acesta este simbolul legământului cu Dumnezeu. A faptului că eu sunt dedicat lui Dumnezeu, că trăiesc pentru gloria lui Dumnezeu. Dacă părul acesta ar fi tăiat, eu aș fi ca oricare altul și aș slăbi și n-aș mai avea putere de la Dumnezeu, pentru că mi-aș încălca legământul cu Dumnezeu. Simbolul legământului meu cu Dumnezeu ar fi anulat. Și în timp ce doarme, în timp ce la doarme, femeia aceasta, Dalila, pe brațele ei, cheamă un frizer și spune, taie-l, tunde-l copos, tunde-l zero. Și dintr-o dată, omul acesta, viteazul acesta, Samson, nu mai are un fir de păr pe cap. Și spune, Samsone, filistenii sunt asupra ta. Se scutură el și spune, voi face ca și dățile celelalte. Nu știa că Domnul îl părăsise. Și când l-a părăsit Domnul, l-a părăsit și puterea. Și au venit filistenii asupra lui, spune Scriptura, i-au scos ochii, l-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus în temniță. Știi ce vrea să facă diavolul cu tine și cu mine? Să te îndepărteze de Domnul. Îți va flutura diavolul în față tot felul de ispite, tot felul de imoralități, tot felul de persoane nepotrivite și imagini murdare, ca să te facă să păcătuiești în felul acesta, să te îndepărtezi de Domnul. Îndepărtându-te de Domnul, te va părăsi și Domnul. Și când Domnul te părăsește, când Domnul mă părăsește, atunci se întâmplă ceva dramatic. Diavolul ne scoate ochii, ca să nu mai vedem lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Diavolul te leagă, te face dependent, ca să nu te mai poți ridica de acolo. Dar în această seară, dacă ești dependent, te poate elibera unul. El este Iisus Hristos, Domnul. Dacă încă nu ești dependent, dar diavolul te încearcă cu tot felul de păcate, oprește-te în seara aceasta, pentru că poți să biruiești. De aceea, în al cincelea rând, haideți să vedem cum se poate birui imoralitatea. Cum se poate birui imoralitatea? În versetul 12, cuvântul ne spune că Iosif i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Previți mei, ce s-ar fi întâmplat dacă Iosif i-a spus, doamna Potifar, uitați, eu vă dau un sărut, dar doar atât. Doar un sărut și nimic mai mult. Ce s-ar fi întâmplat dacă i-ar fi spus, doamna Potifar, dumneavoastră sunteți șefa mea directă. N-aș vrea să vă supăr, aș vrea să mă pun bine cu dumneavoastră. Spune Iosif Flavius cu respectat are mult pe femeia aceasta. Doamna Potifar, uite, ne plimbăm prin casă de mână. E mare holul dumneavoastră, bărbatul dumneavoastră este la sărbătoare, va mai petrece pe acolo, dar ne ținem de mână, ne plimbăm de mână prin încăperea aceasta. Uite, vom face anumite lucruri, dar până la un punct. Previți mei, Iosif nu face niciun compromis cu păcatul. Pentru că Iosif își dă seama de un lucru.
În joc nu este un lucru oarecare. Este soarta lui, este mântuirea lui, este tinerețea lui. Și el alege să biruiască imoralitatea prin singura modalitate prin care poate fi biruit, așa nume, prin fugă. Noi avem o vorbă care spune că fuga e rușinoasă, dar e tare sănătoasă. Dar auzi, frate, mă uit la un film, mai de ochiat o leacă, dar când e ceva, eu pun degetele așa. Mai deschid degetele și mă mai uit. Dacă văd ceva, închid din nou ochii. Ascult doar o cască, muzica aceea. Știi, mă uit la băiatul acela, fata aceea și spun, Doamne, minunat creator ești. Dar și lui Dumnezeu îi place ce-i frumos. Găsim și tot felul de motive spirituale. Dacă vrei să biruiești, nu sta la taclale cu diavolul. Nu intra în ring cu diavolul, că te face praf. Cea mai mare prostie este să intri cu diavolul în ring. Ascultă-mă, te face praf. I-a făcut praf pe mulți oameni tare lui Dumnezeu. L-a distrus pe Solomon. Un om extraordinar al lui Dumnezeu. Un om pe care Dumnezeu l-a folosit într-o manieră specială. Un om care a fost cel mai înțelept om de pe fața pământului, dar a stat la compromis cu diavolul și l-a făcut knockout. Dacă intri în ring cu diavolul, diavolul te distruge în câteva secunde. Nu intra în ring cu diavolul, ci fugi. Apostolul Pavel le spune în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22, fugi de poftele tinereții. Nu te lupta cu ele, fugi de ele. Lasă-l pe Dumnezeu să se lupte cu ele, ci tu fugi de ele. Vrei să biruiești? Vrei să biruiești tentația de a te uita după toate fetele care trec pe lângă tine? Și poate sunt îmbrăcate într-un mod necuvincios? Și va avea diavolul grijă să aducă astfel de persoane în cale? Fugi de păcat. Nu te uita la ele. Nu te uita la băiatul acela. Nu te uita la filmul acela. Nu te uita pe YouTube la nu știu care imagine. Nu te uita la nu știu mai ce film, la nu știu ce revistă, la nu știu ce ziar. Doar mă uit să mă informez. Să fiu un om cult, să știu despre ce se vorbește. Să fiu cu picioare pe pământ, să fiu ancorat în realitate. Nu intra cu diavolul în ring, că te distruge. Lasă-l pe Dumnezeu să se lupte pentru tine. Tu fugi, fugi de păcatul imoralității. Așa se biruiește imoralitatea, fugind de ea. Mă rog în această seară, fiecare dintre noi să fim morali, chiar dacă trăim într-o lume imorală. Și am văzut care este momeala imoralității. Am văzut care este presiunea imoralității. Am văzut că imoralitatea creează dependență. Are o gravitate extraordinară. Și în cele din urmă, am văzut cum poate fi biruită imoralitatea, fugind. E așa important să pui cuvântul lui Dumnezeu la inimă. În timpuri de mult uitate, trăia un rege care conducea o țară foarte prosperă. Într-una din zile, s-a hotărât să meargă într-un colț îndepărtat al regatului său să vadă cum este colțul acela din țara lui. După câteva săptămâni de mers pe jos, a văzut ce și-a propus să vadă și apoi s-a întors acasă. Mai multe zile nu s-a putut ridica de pe pat, spunând, mă dor foarte tare picioarele. A luat chiar o decizie în ziua aceea, acest rege important. Și-a dat următoarea poruncă la curtea lui împărătească. Vreau ca toate drumurile să fie acoperite cu piei, ca să nu ne doară picioarele când vom umbla pe drumurile respective. Aveau nevoie de sute de mii de viței. Aveau nevoie de o investiție extraordinar de mare. Să acopere toate drumurile cu piei. Și nimeni n-a îndrăznit să-i spună nimic, pentru că era un rege foarte autoritar. Numai că la un moment dat, unul dintre cei mai înțelepți oameni de la corte spune, auzi rege, toate drumurile n-ai să le acoperi niciodată cu piei. Sunt mult prea multe. Dar poți face un lucru. Măria ta poate face un lucru foarte important. Poate să-și acopere picioarele cu piele, să-și facă încălțăminte, să aibă încălțăminte în picioare și să nu mai doară picioarele. Să poată umbla prin voie oriunde vrea el și cât vrea el. Având acele încălțăminte în picioare, chiar dacă drumurile sunt rele, cu multă piatră, abrupte, grele, nu vei avea probleme, nu te vor mai dure picioarele. Și regele i-a acceptat sfatul. Frații mei, când suntem tineri, noi dorim să revoluționăm lumea. Noi dorim să schimbăm toată lumea. Dumnezeu ne cheamă să-i schimbăm pe cei de lângă noi. Dar înainte să începem cu noi. Scriptura ne spune că pe vreme ce va trece timpul, lumea va fi tot mai rea.
Oamenii vor fi tot mai murdari, tot mai mulți tineri se vor pângări, tot mai mulți tineri vor avea relații imorale înainte de căsătorie. Chiar căsătoriți unii vor avea relații extraconjugale. Oamenii vor fi umplutori de plăcerea acestei lumi, vor urî pe Dumnezeu. Vor trăi sfidându-L pe Dumnezeu, trăind în tot felul de păcate murdare. Lumea în ansamblu niciodată nu voi putea să o schimbi. Vei putea să-i schimbi pe cei de lângă tine, trăind integru, aducându-le cuvântul lui Dumnezeu. Dar pe toată lumea nu vei putea schimba niciodată. Pentru că lumea merge din rău mai rău. Dacă vrei să birești lumea, nu căuta schimbarea ei în ansamblu ei. Că niciodată nu vei putea schimba în ansamblu ei. Să schimbi toată omenirea. Ci caută schimbarea ta. Vezi ce trebuie să faci tu în seara aceasta pentru a birui în această lume imorală. Vezi ce ar trebui să faci tu ca să fii un biruitor. Un tânăr care să mergi din victorie în victorie. Va duce diavolul tot felul de ispite în calea ta. Filme murdare, reviste murdare, fete și băieți vulgari te vor îndemna la imoralitate. Dar nu uita un lucru, dincolo de acea frumusețe pe care ți-o flutură diavolul în fața ochilor, stă o mână perfidă. Este mâna diavolului, care vrea să te ruineze, să te distrugă. Nu-i mușca momeala. Va face presiune asupra ta. Astăzi te va îndemna să privești la o imagine murdară, la o revistă, la o poză. Mâine va spune un videoclip. Apoi îți va spune un film. După aceea îți va spune și mai ceva. Trăiește imoralitatea. Și treptat, treptat, când îndepărtezi de Dumnezeu. Treptat, treptat, îl pierzi pe Dumnezeu. Și când îl pierzi pe Dumnezeu, se întâmplă cel mai dramatic. Te prinde diavolul. Îți scoate ochii să nu mai vezi pe Dumnezeu. Să nu ai luciditate, să judești lucrurile. Trăiești o stare de dependență. Te leagă cu lanțuri la ramă. Ai vrea să crezi, dar nu poți. Ai vrea să ieși din starea aceea, dar n-ai putere. Te simți legat, e mult răcugetul. Plânge, îți pare rău, dar parcă nu poți face nimic. Și data viitoare din nou vei păcătui. Și din nou te va mustra cugetul. Și din nou vei păcătui. Și tot așa. Pentru că diavolul vrea să te robească. Există o modalitate de a-l birui pe diavolul. Fugi. Fugi din fața lui. Nu intra cu diavolul în ring, că te distruge. Dar dacă ești în ring în seara aceasta, aș vrea să spun că a venit cineva din ceruri. Numele lui este Iisus Hristos, Domnul. Și poate în această seară ești întins la podea și ești plin de sânge, de vânătăi, de regrete și de mustrări de cuget. Ai vrea să te ridici, dar nu poți. Cel ce a murit pe crucea din dealul iubirii, Iisus Hristos, Domnul, intră acolo în ring să te scoată din ghearele cele rău. Să te ridice de acolo așa cum ești. Să te pună pe umărul Lui, pentru că El este păstorul cel bun, aleluia. Și să te ridice să schimbe viața. Ne vedem din această seară să fiu un om atins de Dumnezeu. Vă invit să vă ridicați în picioare. Și în momentele acestea, fiecare dintre noi plecăm fețele. Invit grupul de laudă și închinare să vină în față. Și în timp ce ei vor cânta încet în sordină, aș vrea fiecare dintre noi să stăm înaintea noastră, să stăm așa cum suntem înaintea lui Dumnezeu și înaintea noastră. Să ne analizăm inima, să ne analizăm viața. Vă rog să plecați capetele, vă rog să închideți ochii. În mijlocul nostru este Iisus Hristos, Domnul. Și Domnul a venit în această seară la noi ca să te ridice. În această seară aș vrea să spun un lucru. Răscumpărătorul tău este viu! Răscumpărătorul tău este viu și El este gata să te ridice. Iov spunea într-o împrejurare, am făcut legământ cu ochii mei să trăiesc pentru gloria lui Dumnezeu. Tinere care a venit în seara aceasta aici în tabără, te întreb în numele Iisus Hristos, Domnul, acum când Tatăl stă în cerul și privește spre noi, și-ți cunoaște inima totul totului tot. Când Duhul Sfânt mișcă inima ta, când Duhul Sfânt începe să miște corzile sufletului tău, când Iisus Hristos bate la ușa inimii tale, tinere, te întreb în seara aceasta, n-ai vrea să faci un legământ, să faci un legământ cu Domnul și cu tine însuți, să-i spui Domnului, Doamne, vreau să trăiesc sfânt, Doamne, aș vrea să trăiesc cu tinerețe curată, aș vrea să trăiesc cu tinerețe care tu să-și găsești toată plăcerea. Privesc în jurul meu și este multă imoralitate.
a stat în picioare. După cum alte date Iosif a învins ispita și a fost un tine moral într-o lume imorală, apoi aș vrea să fiu și eu tinerul acesta. Aleluia, trăiască Domnul! Glorie, glorie Domnului! Te rog, ridică mâna să te vadă Dumnezeu. Oh, glorie, glorie Domnului! Să vă binecuvânteze Dumnezeu, să vă binecuvânteze Dumnezeu, să vă binecuvânteze Dumnezeu, să te binecuvânteze Dumnezeu, să te binecuvânteze Dumnezeu, să te binecuvânteze Dumnezeu, să te binecuvânteze Dumnezeu, să vă binecuvânteze băieților Dumnezeu, să te binecuvânteze Dumnezeu, să te binecuvânteze Dumnezeu, să vă binecuvânteze pentru Dumnezeu, aleluia! Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu! Te rog, ridică.